Istorie de la 24 ianuarie 1859 reprezintă primul pas pe calea înfăptuirii statului național unitar român. La data de 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost propus și ales în unanimitate ca domn al Moldovei, iar pe data de 24 ianuarie 1859 a devenit și domn al țării românești. Prin urmare, ziua de 24 ianuarie reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente ale istoriei poporului român, cunoscut ca Unirea Principatelor Române. Se intonează imnul național al României. Serviciului religios. Cel preasfințit Părinte, mărire Sfintei, celei de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțite trăim, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Să-i rugăm! Domnului, miliește! Pentru alea
Preasfințitul Arhiepiscopul și Domnitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și Duhul Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să rugăm. Pentru credinciosul poporul Domnului de pretutindeni, pentru conducătorița din noastră, pentru mai mari orașilor și ai sacrilor, și pentru armata țării Domnului să rugăm. Să primească în jertfelnicul său cel mai presus de ceruri, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum a nevrednicilor serori, și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră pe care o aducem cu inimă smerită, pentru binefacerile ce le-a primit de la dânsul, și cu o tămâie cu bun miros bineprimită să-i fie lui Domnului să ne rugăm. Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre nevrednicilor serori și mâna cererea credincioșilor săi totdeauna să oplinească și să-i îndrepteze spre bine ca un milostiv pururea să ne dăruiască binefaceri nouă și sfintei sale biserici și la întregul popor binecredincios rămân de pretutindeni, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să-i zbăvească sfânta sa biserică, țara aceasta, și pe noi, pe toți, de tunecazul mânia, primejdea și nevoia, de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, și totdeauna cu sănătate, tu lungime de zile în pace, cu clotirea îngerilor săi să ne păzească pe noi, credincioșii săi rogi, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Asemenea noastră de Dumnezeule Sfântoaria și Pururia Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Miluiește-ne și lui pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra potrivnicului dăruiește și cu crucea ta înțește pe poporul tău. Și pentru ca să ne îndrinicim noi asculta Sfânta Evanghelie pe Domnul Dumnezeul nostru să rugăm. Cerem să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Domnului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Mărie ție, Doamne, mărie ție. Amin, Doamne. Au ținut sfat farisei ca să-l prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la el pe ucenicilor împreună cu irodiani zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și într-adevăr înveți calea lui Dumnezeu și nu-ți pasă de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor,
spune-ne nouă, deci, ce ți se pare? Se cuvine să dăm dar de cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, ne-a răspuns: ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei, iar ei i-au adus un dinar. Iisus a zis: al cui echipul acesta și inscripția de pe el? Răspuns au ei: ale cezarului. Atunci a zis lor: dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind acestea, s-au minunat și lăsându-l s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La ta slavă cățim cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici, cu umilință aduce mulțumire bunătății tale pentru binefacele ce au fost asupra poporului român, marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm, te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurata și nespusa ta milostivire. Ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a să-mi împlini cererile. Așa și de acum înainte, învrednicește-ne a spori în dreapta credință, în dragoste, către tine, către aproapele și către țară și în toate faptele cele bune. Și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne de toată reaua întâmplare, dăruiește-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine pe care l-ai dat Sfinților tăi ucenici apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Pomenește-i, Doamne, pe toți eroii care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunea părinților noștri când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acestea în care se preamărește numele tău. Și ne împlinicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să cântăm ție și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Păcătorului tău Duh. Dumnezeului celui slăvit într-o ființă, slavă ție, Dumnezeul nostru, Tătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Mărire ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, ne-n al prea Sfinții de Părinte,
adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfintelor Cereștilor și Netrupeștilor Puteri, ale Sfintei Xenia, a cărei pomenire o face, ale Sfinților Dreptelor și Dumnezeieștilor Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubituri. Binecredinciosului popor, Domnule pretutindeni, conducătorilor țării noastre, mai mare modulașul și satelor și armatei țării, tre Doamne, zile bune și delungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și tu toate bune sporire, iar asupra vrășmașilor biruine țări, și ei păzește-ne drumule țări. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Voastră, onorați parlamentari, doamna suprefect, domnule primar, onorate oficialități civile și militare și distinsă asistență, doar un gând scurt în această mărită zi de sărbătoare. Sfântul Pavel, în Epistola către Efeseni, în capitolul 4, versetul 3, ne zice așa: străduiți-vă să păstrați unitatea, unitatea Duhului în legătura cu cei. Iar Domnul Iisus Hristos, interpretând noi duhovnicește Evanghelia după Matei, condiționează prezența Lui în mijlocul nostru de unitate. Unde vor fi doi sau trei adunați în numele meu, acolo voi fi și eu în mijlocul lor. Așa că în această zi ne aducem aminte multă nostalgie și cu mulțumire în suflet față de cei ce au făurit unirea românilor, față de cei ce și-au pus viața în slujba acestei țări minunate pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o nouă. Veșnică pomenire eroilor noștri, lui Alexandru Ioan Cuza și tuturor celor care au dorit să făurească întâi România mică și apoi România mare. La mulți ani dumneavoastră tuturor! În continuare, o invităm pe doamna Irina Munteanu, subprefect al județului Cluj, să ia cuvântul. Dragi Sfinția voastră, doamnelor și domnilor senatori și deputați, domnule președinte, domnule primar, stimați reprezentanți ai autorităților civile și militare, stimați cetățeni. Dați-mi voie să transmit mesajul premierului Nicolae Ionel Ciucă cu prilejul sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor Române. Sărbătorim astăzi primul pas important făcut pentru înfăptuirea statului național unitar român, unirea principatelor acum 163 de ani. Actul istoric de la 24 ianuarie 1859 a fost rodul eforturilor neobosite ale elitei politice ale vremii, care s-au bucurat de înțelegerea pe care românii din Moldova și țara românească au arătat-o nevoii de modernizare. Viziunea reformatoare a domnitorului Alexandru Ioan Cuza ne-a lăsat moștenire un exemplu de unitate, de sacrificiu personal pentru atingerea unui țel național, acela de a aduce împreună pe români. Ocaua lui Cuza, intrată în legendă,
este și astăzi simbol al egalității și al dreptății, amintind totodată de rolul pe care statul trebuie să și-l asume pentru a apăra pe cei slabi în fața abuzurilor. Prin mica unire, românii și-au exprimat nevoia de unitate, dar și dorința de a progresa în plan administrativ, economic și social deopotrivă. Dezideratul a rămas același pentru toate generațiile următoare, indiferent de natura provocărilor cu care s-au confruntat și a generat transformări majore în societatea noastră. Prin tenacitate și unitate, românii au putut pregăti apoi Marea Unire, modernizând, construind instituții și mecanisme democratice, culturale, economice și financiare, consolidând armata care avea să pusă pe menținerea statalității. Progresele noastre, obținute prin înțelegerea șansei istorice de a fi parte a unei lumi moderne, în care bunăstarea, pacea și valorile democratice sunt asumate și garantate, au nevoie și azi, ca și atunci, de recunoaștere și protejare. Astăzi ne menținem pe aceeași linie a unității tuturor românilor, dar și a progresului și bunăstării. Situația actuală necesită responsabilitate atât la nivelul celor care conduc țara, precum și la nivelul întregii noastre societăți. Provocările majore ale României sunt acum legate de depășirea crizei sanitare, de susținerea economiei prin investiții substanțiale, de birocratizarea instituțiilor publice și digitalizarea, prin gestionarea corectă, transparentă și eficientă a bugetului de stat și a fondurilor pe care țara noastră le-a primit sau urmează să le primească prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prin programele europene. Toate acestea implică reforme pe care ni le-am asumat prin programul de guvernare și cu care, în calitate de prim-ministru, le susțin cu toată responsabilitatea. Ultimii doi ani au reprezentat pentru noi toți un test de anduranță într-o luptă continuă cu un inamic nemilos, pandemia. La fel ca și în toate momentele de cumpăn ale istoriei naționale, și această perioadă a scos în evidență unitatea românilor și puterea de a acționa pentru un viitor mai bun al societății noastre. Sănătatea, alături de rezolvarea crizei energetice, rămân în prim planul preocupărilor noastre, pentru că nu vrem ca situația actuală să mai pună în pericol vieți omenești, dezvoltarea socială și stabilitatea economică. Ziua de astăzi, o zi cu profundă semnificație istorică pentru noi românii, este un bun prilej pentru a ne pleca frunțile în amintirea sacrificiului înaintașilor noștri, dar și pentru a ne mobiliza, pentru a schimba lucrurile în bine și a transforma România într-o țară democratică și prosperă, în care statul să fie în slujba cetățeanului, iar legea să fie aplicată pentru toți în mod egal. Anul acesta, instituția Guvernului împlinește 160 de ani. Inițiator de legi, având un rol esențial în implementarea politicilor publice, executivul consolidează parcursul României de stat puternic atașat valorilor europene și euroatlantice. Asemenea guvernului format în urmă cu 160 de ani, misiunea mea, ca prim-ministru și a echipei guvernamentale pe care o conduc, este aceea de a asigura României calea către modernizare și dezvoltare. Dragi români, uniți am trecut prin cele mai dificile momente ale istoriei, am luptat în nenumărate războaie, am învins boli necruțătoare și am răsturnat sisteme totalitare. De fiecare dată am făcut-o împreună și tot împreună vom reuși și acum. Unitatea, solidaritatea, grija și respectul față de semenii noștri sunt repere care ne vor călăuzi în continuare. Să ne dăm mâinile și cu speranță să depășim toate problemele și să fim uniți pentru viitorul românilor și al României. La mulți ani, România! Adresăm invitația domnului Emil Pop, primarul municipiului Cluj-Napoca, să ia cuvântul.
Înalt preasfinția voastră, domnă subprefect, domnule europarlamentar Dacian Cioloș, doamnelor și domnilor deputați și senatori, distinse autorități civile și militare, preasfinția voastră, dragi clujeni, ce minunat sunteți! Număr atât de mare acum la minus, la peste minus 10 grade, să fiți cu steagul tricolore și în costum național. Minunat! Vă apreciez și vă respectăm. Mulțumim! Acum câteva sute de ani, Uniunea Europeană, care există astăzi, a avut ca fundament statul-națiune. De fapt, Europa a inventat acum câteva sute de ani statul-națiune. Acel stat-națiune a măturat din drum orașe-state, sisteme feudale, a eliminat chiar și imperii, amintindu-ne că după primul război mondial, 4 imperii au fost destrămate. Practic, la începutul secolului 20, statul-națiune era forma predominantă de organizare și singura dacă doreai să supraviețuiești ca națiune. Aveai doar două alternative. Fie te formai ca stat-națiune, fie erai înghițit de alții. Și atunci, națiunea română a înțeles vremurile pe care le avea. N-avea decât o singură șansă să se constituie ca națiune română. Și pentru asta nu trebuie să uităm eforturile extraordinare pe care românii din Transilvania le-au făcut în perioada Imperiului Austro-Ungar, când politica majoră a statului de atunci de a integra națiunea maghiară, toate etniile care existau în Imperiul Austro-Ungar și de a constitui o singură națiune, n-a dat roade. N-a dat roade pentru că era contrară mersului istoriei, era contrară mersului lucrurilor, era contrară pământului unde populația majoritară își avea menirea să devenească în istorie. Iar noi, atunci, și de aceea vă mulțumesc, dragi clujeni, că veniți astăzi să prețuim înaintașii noștri pe cei care au făurit națiunea română, au utilizat arma suplexului, arma memorandumurilor, dar și au știut să pună mâna pe arme împreună și atunci când a fost nevoie să constituie națiunea română. Se punea întrebarea cum se putea constitui națiunea română. Aveam nucleul celor trei țări românești mari și era clar că acel nucleu de la care se putea constitui națiunea română era Țara Românească. De ce? Pentru că în Țara Românească și stăpânii și cei care erau stăpâniți erau tot români. Și când au fost vremuri grele, cum spune poetul, de la Vlădincă la Opincă, ne-am dat mâna și am rezistat în istorie. În Transilvania n-a fost așa. Pentru că aici, în Transilvania, conducerea politică era complet diferită de restul poporului. Poporul român majoritar nu era reprezentat de conducerea politică a celor vremuri. Și atunci noi, așa cum spune Blaga, veșnicia s-a născut la sat, cu preotul și cu dascălul în frunte, am reușit să păstrăm credința, educația și fibra națională. Și atunci nu putea veni din Transilvania nucleul formării națiunii române. A venit din Țara Românească, pentru că acolo aveam și mitul lui Mihai Viteazu, cel care pentru o scurtă perioadă de timp a adus în același spațiu cele trei țări românești. Moldova a fost aproape, dar a fost confruntată cu vitregii istorice. De la 1484, de la pierderea Chiliei și a Cetății Albe, de la 1775, când a pierdut Bucovina, de la 1812, când s-a pierdut Basarabia, avea forța de a fi nucleul principal. Și atunci românii au înțeles că în jurul țării românești trebuia să se creeze acel nucleu la care se adere întreaga națiune română. Sunt total împotrivă la cei care spun că unirea de la 1859 a fost produsul conjuncturii internaționale, că românii n-au avut niciun merit. Este o mare greșeală. E adevărat, conjuncturile externe te ajută. Dar dacă nu ești pregătit tu ca națiune să întâlnești istoria, nu vei reuși niciodată. De aceea sunt de acord cu ceea ce spunea Cogălnicianu în acele vremuri, că unirea, națiunea română a făcut-o. Iar de la 1848 încoace, românii din Transilvania și-au dat seama că numai împreună cu Țara Românească și cu Moldova
puteau să aibă o țară puternică, că de acolo, cum spunea Slaviș mai târziu, soarele va răsări de la București. E important de știut că românii transilvaneni, că s-au aflat la Viena sau la alte universități din Italia unde au studiat, au militat întotdeauna pentru constituirea statului național român, au militat pentru unire. Vă amintesc faptul că, de asemenea, păcurarii ardeleni, care mergeau cu turmele în lunga Dunării, când se întorceau de acolo, vorbeau aici, în Transilvania, despre necesitatea unirii. Preotul, profesorul, același lucru l-au făcut cu națiunea română. Și nu-i de mirare că, de cealaltă parte a Carpaților, inclusiv Cuza, n-a uitat Transilvania. I-a sprijinit cu tot ce a putut. Amintiți-vă de Alexandru Papu Ilarian, care a ajuns să fie reprezentat la cel mai înalt nivel, și de asemenea mulți alți români care au fost sprijiniți de către Cuza. Gheorghe Barițiu a fost propus inspector general școlii din Moldova. Papu Ilarian, așa cum am spus, a devenit procuror general la Curtea de Casație și ministru de justiție în guvernul Cocălnicianu. Simion Bărnuț a fost numit profesor în Universitatea din Iași. Studenții transilvanieni au primit burse, așa cum studenții din Moldova primesc astăzi burse în România. Școlile românești din Brașov și Biserica Sfântul Nicolae s-au bucurat de importante ajutoare bănești. Deci, la acele vremuri n-a fost posibil mai mult la 1859, dar Cuza a înțeles că viitorul este împreună și a sprijinit pe românii transilvanieni, așa cum românii transilvanieni au sprijinit Marea Unire și, în primul rând, Unirea din 1859. De aceea, vă spun că ceea ce s-a întâmplat în 1859 a fost, pe de o parte, rezultatul extraordinar al lucrării națiunii române asupra noastră, timp de 18 secole, cum spunea Pălcescu, și că românii au știut la acel moment să respecte decizia marilor puteri, și anume în contextul acestui război care era austro-turc, au știut să respecte prevederile Convenției de la Paris, care spunea să se formeze un principat unit al Moldovei și țării românești. Dar au avut genialitatea istorică de a lege același domn, lucru care nu l-a interzis de Convenția de la Paris. Și atunci au pus marile puteri în fața faptului împlinit și după aceea, cu Micală, au reușit să constituie un stat în 1877 independent, după aceea devine regat, iar într-adevăr românii transilvaneni aveau la ce să se uite, la o țară care constituia nucleul viitorului stat național unitar român, devenită independentă și după aceea, numai primul război mondial, să se creeze condițiile României mari. Încă o dată revin și spun că fără elite, fără popor, fără moșii o roată, fără națiunea română, această unire de la 1859 nu ar fi fost posibilă, în care, repet, toți românii, de la Vlădincă la Opincă, au crezut în acel ideal, în acest lucru extraordinar pentru națiunea română. Care e lecția, până la urmă, a unirii de la 1859? Vorba poetului. 1000 de ani de singurătate, iar acum 1000 de ani, 100 de ani de unitate. Să dea Dumnezeu să avem mai mulți de 1000 de ani de unitate. Nu se compară 1000 de ani de singurătate cu 100 de ani de unitate. Și lecția pe care trebuie să o învățăm fiecare dintre noi este aceea de la unirea din 1859, că doar unirea face putere. Doar uniți suntem puternici și recunoscuți în lume. Și avem în ADN acest spirit al unității noastre, indiferent de lucruri care ne despart, de modalitățile diferite în care gândim. Dar avem ceea ce este mai important, unitatea în ADN-ul ființei și al poporului român. Acum avem împreună aici, vedeți, steagul românesc și steagul Uniunii Europene. Este forma supremă în care noi, ca națiune, ne putem împlini. Și poate, la un moment dat, împreună cu Moldova, vom fi în același loc. Prima dată în Uniunea Europeană și mai istoria ne va crea premisa de a fi din nou împreună. Trebuie doar să muncim în fiecare zi ca acest lucru să se întâmple, așa cum românii din Transilvania au muncit secole de-a rândul să vină momentul anului 1918. De aceea, astăzi, România face parte din Uniunea Europeană, din acest concert al națiunilor. Și aici trebuie să se înțeleagă un lucru. Uniunea Europeană nu presupune dispariția națiunilor. Uniunea Națională respectă și încurajează specificul național. Eu sunt mândru că sunt transilvanian, sunt mândru că sunt român, sunt mândru că sunt european. Dar aici, împreună, în acest concert al națiunilor, putem fi puternici. Vedeți că la 400 de kilometri să stai cu glonțul pe țeavă. Da?
unii tremură de pe oră pe altă dacă sunt, nu, sunt da sau nu supuși unei invazii de la răsărit. România, prin înțelepciunea clasei conducătoare, prin înțelepciunea românilor, prin prestigiul și forța armatei române și a întregii structuri de ordine, siguranță, securitate națională, a pus România în cea mai bună și mai serioasă poziție de securitate din întreaga noastră istorie. Noi putem astăzi ne sărbătorim unirea, în timp ce alții se gândesc dacă mai pot vorbi, să mai pot exista în aceeași națiune de mâine încolo. Deci să ne prețuim ceea ce avem, să facem tot ce ne stă putință, să fim puternici și uniți, să construim poduri și nu ziduri între noi, pentru că astăzi cel mai mare dușman, să știți, în România, precum și din multe țări din Europa, nu vine din exterior, vine din interior. Adică acea capacitate de a nu găsi câteva lucruri importante pentru noi și să fim toți uniți în jurul lor. Avem timp să ne certăm pe alte lucruri mai puțin importante, dar nu pe acelea care definesc națiunea noastră, interesul nostru general și capacitatea noastră de a fi uniți. Ion Aurel Pop, președintele Academiei Române, în celebra și frumoasa lui carte de identitate românească, spunea un lucru extraordinar. Cu toții ne dorim o Românie mai bună. Dar o Românie mai bună începe cu un om mai bun în fiecare dintre noi. Asta înseamnă ca fiecare dintre noi să ne facem datorii acolo unde suntem. Cum spunea el, nu trebuie să facem totul. Trebuie să facem doar ceea ce știm și ceea ce suntem pregătiți și buni. Și atunci, dacă fiecare facem ceea ce trebuie, suntem pregătiți și buni, atunci cu țara vom merge mai departe și va fi mai bine. Și să fim, așa cum ne-a îndemnat de multe ori, n-ar prea sfinția asta, să facem opere sociale, să fim solidari, să ne uităm la cel din preajma noastră, să evităm să creăm o societate cu foarte puțini, foarte bogați și cu foarte mulți, foarte săraci. Pentru că acele ziduri distrug o națiune, distrug o comunitate. O comunitate este puternică atunci când ea construiește punți de legătură, atunci când evită prăpastiile care se pot crea în interior. Și de aceea, cred că cea mai importantă lecție a unirii este unirea face putere, împreună am fost și suntem învingători și împreună vom dăinui ca națiune peste ani, sute de ani și peste milenii. La mulți ani, națiunii române! La mulți ani, dragi clujeni! Continuă cu depunerea de coroane și gerbe de flori. Aceasta se va desfășura conform prevederilor legii 215 din 2016. După încheierea ceremoniei oficiale, pot fi depuse coroane, gerbe sau buchete de flori și din partea altor entități sau persoane care doresc să exprime recunoștință și omagiu memoriei înaintașilor care au înfăptuit unirea principatelor române. Se depune o coroană de flori din partea Parlamentului României.
Dedicată aniversării Zilei Unirii Principatelor Române s-a încheiat. Vă mulțumim pentru participare!